Dorința primarului general al Capitalei de a suspenda planurile urbanistice zonale din București, prin care sunt reglementate și construcțiile imobiliare, a strânit nemulțumiri printre primarii de sectoare, dar și printre dezvoltatorii imobiliari. Unii dintre ei s-au trezit peste noapte că nu știu ce să mai facă pe șantiere, dacă să continue sau nu construcția, dar asta ar însemna pierderi financiare uriașe. După valul dur de reacții, Nicușor Dan a făcut un pas înapoi. Dacă inițial anunțase o suspendare pe o perioadă de 2 ani, acum a revenit și ar vrea doar pentru 3 luni. Proiectul se votează mâine în Consiliul General. Mai mult spațiu verde și mai puțină poluare în București. Asta spune primarul general Nicușor Dan că va aduce suspendarea planurilor urbanistice zonale din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6. Doar că dezvoltatorii imobiliari se plâng că decizia îi afectează direct, iar unii dintre ei s-au trezit dintr-o dată că nu știu ce să facă pe șantiere cu lucrările. Această decizie a primăriei ne va pune în imposibilitatea construirii unei grădinițe. În zona de acolo unde se văd piloții, zona nefinisată, am lăsat-o special nefinisată pentru că în zona aceea trebuia să apară o grădiniță. Proiectul nu-i vizează și pe cei care aveau toate avizele. Ei pot merge mai departe cu lucrările, doar că sunt și antreprenori care își făcuseră planuri sau investiții înainte de autorizații. Efectul acestei măsuri va fi unul destul de rău pentru piața imobiliară, în sensul în care foarte multe proiecte se vor bloca. Știm cu toții ce înseamnă să inițieze o primărie, o documentație de urbanism. Licitații, pot exista contestații și așa mai departe. Deci blocăm efectiv orașul. Și unii dintre primarii de sectoare sunt revoltați, mai ales că aveau și ei proiecte incluse în puzuri. Și lucrările primăriilor de sector vor fi afectate de noile schimbări. De exemplu, un proiect al primăriei sectorului 3 prevede construirea unui pasaj subteran rutier aici, pe șoseaua Mihai Bravu, între Calea Vitan și Bulevardul Camil Resu, care ar fi trebuit să fluidizeze traficul. Doar că, spune edilul, odată cu suspendarea puzurilor, va trebui să oprească proiectul. Avem nevoie de o reglementare urbanistică în București. Pentru că altfel este haos. Puzul ăsta ne oferea nouă marea facilitate să nu mai avem nevoie de puzuri pentru investiții publice. Adică am luat bani pentru creșe, pentru grădinițe, bani europeni. Pe de altă parte, primarul sectorului 2 susține suspendarea puzurilor. Cred că puzul sectorului 2 trebuie să fie anulat mai degrabă decât suspendat. Suspendarea nu face decât să prelungească o stare de incertitudine. Cred eu că ar trebui să fie anulat și luate toate lucrurile bune din puzul sectorului 2 și să fie trecute și aprobate de către Consiliul General. Iar Uniunea Europeană recomandă 26. Acest puz mai scade. Nicușor Dan vrea un plan urbanistic general pentru toată capitala. O soluție ar fi un plan din anul 2000. Proiectul care vizează suspendarea puzurilor din cele 5 sectoare va fi votat în Consiliul General al Municipiului București.